Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, bună seara. Ne-am propus în această seară, având în vedere că ne aflăm în luna decembrie, pe sfârșit de an, să facem un bilanț al acestui an și din punct de vedere sindical și din punct de vedere efectiv al învățământului, pentru că din ce am tras noi linia așa, a apărut, pare un an cu multe realizări. Și pentru dumneavoastră, sindicatele, chiar un an, poate chiar foarte bun, l-am putea cataloga, având în vedere că din cerințele care le-ați avut, ați îndeplinit o mare parte din acele rezoluții pe care le aveați la sfârșitul anului trecut sau la începutul acestui an. Înainte de asta, având în vedere că după ce am anunțat prezența dumneavoastră la emisiune, au apărut foarte multe întrebări, haideți să lămurim ce se întâmplă cu salariile cadrelor didactice pe luna noiembrie, cele care se iau în prima parte a lunii decembrie, având în vedere că la Târgu Jiu mai ales, dar mai sunt și alte localități în județ, au fost probleme, în sensul că s-au dat doar procentual, undeva spre 80% din sume, având în vedere că n-au fost toate sumele asigurate. Ce ne puteți spune dumneavoastră? Într-adevăr, a fost o sincopă la Consiliul Local, la Primăria Municipiului Târgu Jiu și nu numai. Am înțeles că și la Glogova, la Cătune, sunt școli care nu vor primi decât 80% în prima fază din salariile lunii, aferente lunii noiembrie. Cred că a fost o lipsă de comunicare și atât din partea școlilor, cât și a Consiliului Local privind alocarea acestor sau fondului necesar pentru plata salariilor. Așa cum s-a rezolvat problema banilor pentru sentințele judecătoriei și pentru tranșa a patra și diferențele de la tranșa a treia, unde nu s-au acordat integral în luna septembrie, așa se rezolva și problema salariilor. Dar probabil calculele au fost greșite undeva. Bun, de sărbători, cadre didactice aflate în această situație și sunt totuși că la nivel de municipiu sunt destul de multe cadre didactice, mai sunt și în județ că afectate, vor primi și diferența de bani, că la unii înseamnă câteva milioane bune de lei vechi. Astăzi a avut loc ședință de guvern în care s-a aprobat rectificarea bugetară, exact cu sumele de care fiecare localitate, fiecare județ a avut nevoie. Mâine va apărea în monitorul, va fi publicat în monitorul oficial, urmând de aici demersurile Ministerul Finanțelor și de aici mai departe Consilii Locale și Școli. Oricum, procedura probabil mai va dura durează o săptămână, cel puțin o săptămână. Cert este că până în ajunul sărbătorilor, colegii vor primi și aceste diferențe, pentru că s-au dat decât restul de plată la profesori și viramentele trebuie făcute până în data de 25 către bugetul de stat, către bugetul de asigurări de sănătate și celelalte rețineri ale care se fac pe statul de plată al profesorilor. Da, anul acesta cred că va fi o perioadă și că 25 în fiecare lună, dar 25 decembrie este Crăciun, deci cu siguranță trebuie făcute chiar cu o zi, două. Cu o zi, două mai devreme. Da, mai devreme. Deci, până la urmă e o veste bună, se reglează acest lucru și tocmai de aceea... Este rău că s-a ajuns în această situație, nimeni nu are nicio scuză. Deci cadrele didactice trebuia să-și primească banii. Pentru aia s-au dus la școală, pentru aia și-au făcut orele. Așa cum ei intră la ore, așa și directorul, primarul și toți ceilalți trebuia să-și facă și ei temele și să plătească cadrele didactice. Ar fi bine să nu se mai întâmple așa ceva. Din ce ați văzut dumneavoastră, că probabil ați făcut o analiză, unde a fost problema majoră? La nivelul primăriilor sau la nivelul, să zicem, inspectoratului școlar? Sau la nivelul administrației finanțelor? Eu cred că de la consiliile locale, pentru că diferă, vedeți și dumneavoastră. Deci, într-adevăr, aici la Târgu Jiu este ponderea, sunt sume mari care trebuiesc pentru asigurarea salariilor cadrelor didactice față de celelalte comune. În celelalte comune sunt probleme de înțelegere, de
unii profesori și-au amânat, chiar au refuzat ca să primească 80%. Acum au zis mai bine să le dea tot salariul atunci când vin toți banii. La nivelul primăriilor mai e și primarul mai tare decât profesorii și trebuie să arate că este undeva deasupra profesorilor, așa cred dumnealor. O să revenim și la acest aspect, la situația școlilor, să zicem, în relația cu consiliile locale și toate celelalte. Avem timp în această emisiune. Haideți să facem așa și de aia, cum spuneam, ne-am programat așa să discutăm ca un bilanț al acestui an. Un an care, pentru învățământ, repet, a venit cu realizări destul de mari, mă refer din perspectivă și sindicală, chiar a salarizării. La fel de adevărat este că anul 2016, cel puțin întrebările care au curs spre noi, există o teamă de necunoscut, ca să nu spunem altfel, și sunt foarte multe întrebări care se pun. V-am chemat astă seară să încercăm să lămurim pe cât posibil la acest moment, pentru că unele lucruri nu cred că s-au lămurit sau nu știe nimeni la acest moment ce va fi în anul 2016. Așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, anul 2015 a pornit cu dreptul, având fundament acel acord semnat la sfârșitul anului 2014, acel acord semnat cu Guvernul României, în care fiecare și-a luat angajamentul și au semnat pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ. Din păcate, prin acel acord a trebuit ca să ne recâștigăm drepturi pe care le-am pierdut în urmă cu câțiva ani, drepturi care odată le-am avut, care ni le asigura legea educației, ni le asigura statutul cadrelor didactice, iar după aceea a trebuit iar să mergem cu căciula în mână pe la guvern și pe la toate celelalte instituții ale statului pentru a ne recăpăta drepturile sau de a ieși puțin să le arătăm ce înseamnă educația, că undeva acolo scrie că învățământul este prioritate națională. Putem să fim mulțumiți că am reușit acea majorare salarială cu 5% la începutul lunii martie și la începutul lunii septembrie. Este majorarea salariilor la personalul nedidactic, iată, de ani de zile și am pierdut mulți membri de sindicat din rândul personalului nedidactic care și-au pierdut încrederea în noi, spunând că pe ei nu-i bagă nimeni în seamă și nu ne preocupă soarta lor. Nu. Ei întotdeauna au fost în atenția noastră, știam ce salarii au și ia că prin creșterea salariului minim pe economie de la 970 la 1050 era... Deci 1050 de la 1 iulie, după aceea de la 1 august li s-a mărit cu 12% salariile. Pot ca să mai respire puțin și ei. Ce ca obiective care le-am avut pentru anul 2015 era și acela organizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspectori, inspector general, general ajuns și inspectori în cadrul inspectoratelor școlare. S-a reușit demararea acestui concurs. Din păcate, n-a mai fost timp pentru demararea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director din unitățile de învățământ. Sperăm că, începând de la anul, în 2016, să continue cu acest concurs. Aveți informații în acest sens că ar putea fi organizate în anul 2016 sau așteptăm, să spunem, o nouă metodologie și toate acelea? Era o metodologie în dezbatere publică. Era un proiect al metodologiei de organizare a concursului. Sindicatele au venit cu câteva amendamente la ele, inclusiv prin organizarea acestui concurs. De exemplu, noi propuneam
ca toată lumea să dea, deci toți directorii sau cei care solicită ocuparea unei funcții de director, testarea să fie dată sistem bacalaureat cu subiecte unice, toată lumea în același timp, ca să evităm eventualele discuții. Dar bine, cei care participă să îndeplinească acele condiții minime din lege. Bineînțeles, da. Condițiile din lege, da, dar da. Cei concursul sau testarea cunoștințelor teoretice să se facă simultan pe sistem bacalaureat. Nu cred că era o idee rea deloc. Cu ocazia asta, eventualele sau posibilele discuții vis-a-vis cum de a luat o persoană sau alta concursul ar dispărea într-o astfel de situație. Și-ar dispărea și politizarea dacă ar mai fi exact, în varianta asta. Exact, asta este, deci în permanență se spune politizarea funcțiilor de conducere, că inspectoratul, atunci n-ar mai fi problema că inspectorul general și-a pus clientela politică sau și vor ocupa funcțiile cu adevărat acei colegi care au cunoștințe de management, au cunoștințe, se bucură de aprecierea cadrelor didactice din școala pe care ar urma să o conducă. Am înțeles. Acum vorbind de, așa, fiind la final de an și vorbind de ce s-a realizat, cu siguranță această, de sfârșit de an, de fapt, practic, banii vor veni în luna ianuarie, creșterea de 15% și per total an de 25%, cred că n-a fost. Dacă mă gândesc bine, poate în perioada aceea, până în 2000, a mai fost o perioadă, dar era altfel inflația și celelalte. Practic, cred că creșterea cea mai substanțială de care a beneficiat învățământul după 1989. Așa este. Deci, creșterile salariale au fost oarecum substanțiale. Deci, bine, plecăm de undeva foarte jos. Aici e problema. Asta este problema. Plecăm de undeva foarte jos, că nici în țările Uniunii Europene salariile cadrelor didactice nu sunt foarte mari, dar le asigură un trai decent față de noi care, de România, care sunt undeva foarte jos, și e normal că această creștere se simte foarte puțin. Am reușit într-adevăr pe ultima sută, cum s-ar zice, în dimineața în care și-a prezentat dimisia domnul Ponta, acea ordonanță privind majorarea salariilor și la în învățământ cu 15%, toate pornind, după cum știți, din vară, atunci când onor guvernul a considerat că președintele este prioritate națională și nu învățătorul este prioritatea națională sau învățământul, și i-a dublat salariile sau i-a ridicat salariul acolo unde un cadru didactic poate nici în vis nu poate să gândească. Da, e acea problemă, până la urmă controversată, dar a rămas acea mărire pentru demnitari, pentru, să spunem așa. S-a tot vorbit, de fiecare dată se vorbește că va fi adusă, dar de când nu se mai vorbește de legea salarizării, că asta vroiam să văd, salarizării unitare, iată că acest lucru nu s-a mai făcut, s-a renunțat la idee că e posibil. S-a renunțat de ei. De noi, de sindicate, noi nu am renunțat la această idee. Probabil în perioada următoare să-și ia portofoliile în primire domnii miniștri și federațiile vor porni după 1 ianuarie să discutăm această problemă. Vă citez declarația viceprim-ministrului Dâncu, care a spus că legea salarizării unitare este suspendată un an, că până în luna iunie 2016 vom avea un schelet de lege, ceea ce înseamnă că aruncă la coș tot ce s-a discutat până acum, tot ce s-a muncit, pentru că dacă vom avea un schelet, înseamnă că îl schimbăm pe actualul, că de fapt aveam o lege. Din ce am înțeles, exista un proiect de lege care era definitivat în luna noiembrie, la începutul lunii noiembrie, deja trebuia să intre în dezbatere. Ca să fim și spre liniștea colegilor, până
când a picat guvernul Ponta și până când noul guvern a spus că nu va aplica legea salarizării bugetare începând cu 1 ianuarie și în niciun caz în 2016, nimeni nu a știut ce prevăd, care sunt grilele de salarizare. Cred că pe undeva ne face să zicem că bine că nu se aplică ce au hotărât ei, pentru că undeva noi care am solicitat să fim undeva în a doua treime cu grila de salarizare, eram undeva tot în ultima treime de... Interesant ce spuneți dumneavoastră și... Da, au apărut deja grila, ce prevedeau grilele de salarizare pentru bugetari. Sunt oare adevărate? Eram, cred că sunt adevărate ce au apărut și pentru că acolo ceea ce știam noi despre învățământ sunt acelea. Adică nu. Acel 2600 la debutant, cei 6400, 6600 la profesorul cu peste 40 de ani, noi ne zbăteam ca să încercăm acel 40 de ani, grila de la peste 40, să o aducem undeva la peste 25, peste 40 de ani, nu sunt decât vreo 2500 de cadre în tot sistemul. Ori pentru cine o faci și peste 40 de ani mai acel salariu un an, doi și nici nu contează la pensie sau asta doar așa o amăgire că în învățământ e salariu atât. Da, anunțai limitele? Bine, acum nici debutanți nu sunt atât de mulți cum ne-am dorit noi să fie în învățământ pentru că știți, posturile din ce în ce mai puține la nivelul învățământului și sau sunt cei care optează pentru sunt din ce în ce mai puține. Sunt, într-adevăr, din ce în ce mai puține, dar totuși, cu stupoare am constatat că încă avem profesori necalificați. Deci anul acesta sunt profesori necalificați pe unele discipline. În învățământul gorjean. Din nou o declarație exclusivă, nu știam acest lucru, cum de fapt nu știam nici avem varianta puțin, cealaltă. Da. Puțin, dar sunt. Da, noi n-am mai avut acest caz de câțiva ani, dispăruseră. Da, dispăruseră, dar ea că au apărut fiecare. Probabil și lipsa de atracție a atracție, salariu, deci nu mai e altceva. La 10 milioane nu mai vine. Ne uităm la colegii noștri. Avem colegi care au câțiva ani în învățământ, sunt alături de noi. Și unii dintre ei sunt cu adevărat nemaipomeniți. Dar dacă se uită pe statul de plată, sunt la și alții dumnealor. Sunt deja au venit câteva întrebări. O să vi le pun pe măsura discuției până la urmă. Una din întrebările care revine frecvent și vă spuneam încă de la începutul emisiunii, perspectivele anului 2016 din mai multe motive. S-a anunțat o înghețare a tuturor, deci la nivelul 1 decembrie, a salariilor, sporurilor, altor avantaje, să spunem așa, pentru întreg sistemul bugetar. Din această perspectivă, ar însemna că, practic, în anul 2016 rămânem cu ce avem în luna decembrie. Este corectă această informație? Ce se întâmplă? Și miniștrii care sunt noi numiți acum, nu știu prea multe despre ministerul pe care îl conduc. Au doar niște cifre, nu cunosc ce bani vor veni, de ce bani au nevoie, vor face obiectul unor discuții, unor negocieri cu sindicatele pentru... Deci noi vom urmări în primul rând acel acord, ceea ce aveam încheiat pe o perioadă mai lungă și erau lucruri bune care se întrevedeau. Nu se pune problema, deci chiar numai a salariilor. Mai avem unele lucruri, unele revendicări pe care nu le-am rezolvat, n-am reușit să le rezolvăm cu guvernul anterior și
va trebui să continuăm cu ele. Avem nerezolvată problema pensionării anticipate fără diminuarea cuantumului pensiei. De 3 ani de zile ne toți batem, ne suntem trimiși ca la ping-pong dintr-o parte într-alta, că trebuie modificată legea pensiilor, că trebuie modificată legea 1, că și a trecut timpul și ne-am axat în ultima perioadă, că aia ne interesa cel mai mult, legea salarizării bugetare, într-un fel ne-am risipit energiile pentru o lege care iacă nu se va mai aplica. Vă întreabă cineva de la Mutru, un domn profesor, spune așa: domnule președinte, sunteți mulțumit de procentul alocat educației, care este vehiculat acum 4,5? Parcă era vorba să ni se dea 6%. Da, este un ideal pentru acel 6% din produsul intern brut. E într-adevăr ceva în plus, mai ales că și produsul intern brut a crescut și crescând și acest procent, este ceva în plus față de anii anteriori. După cum toată lumea știe, toate școlile au nevoie de în învățământ, e nevoie de reformă, nu avem manuale la clasele mici și se pune problema și restructurării programelor școlare, ceea ce impune noi manuale, alte investiții în școli, aparatura, nu s-a mai primit aparatură sau material didactic de când a fost prim-ministru Tăriceanu, care a dat atunci, a avut un program de a asigura bază, a dezvolta baza materială din școli. Problema investițiilor, iar la fel sunt multe investiții care s-au oprit și sunt altele care așteaptă niște rafturi sau niște birouri. Da, vă întreabă cineva dacă apare în presă, se vehiculează varianta că guvernul nu ar avea bani pentru această mărire de salariu, probabil se referă la toată, pentru anul următor la învățământ. Ce știți dumneavoastră din această perspectivă? Eu nu cred că sunt probleme de genul acesta. Deci, actualul prim-ministru și-a asumat și a afirmat că respectă toate ordinele date, ordonanțele date de guvernul anterior și le va aplica. Deci, ca să dăm cu presupusul, nu putem. Noi trebuie să ne ținem de ceea ce avem și să luptăm pentru ceea ce este. Sper să nu vină o nouă eră Boc. Adică să ne ia din ceea ce ne-a dat. Da, să se taie colegii, sau ce iar colegii să stea cu mâinile la piept. O doamnă Pârvulescu vă întreabă, adică vă roagă să comentați ce părere aveți despre fondul școlii, despre scoaterea lui în afara legii sau pedepse penale pentru cei, inclusiv părinții, deoarece în continuare nu sunt prevăzuți bani pentru procesul instructiv educativ. Ce o să facem? De unde o să asigurăm tot ce ne trebuie la clasă? Din ceea ce știu eu, acest fond al școlii este legiferat prin Asociația Părinților, care există la marea majoritate a școlilor. Cei care au lucrat, deci este legiferat, cei care lucrează prin Asociația Părinților, este hotărârea părinților din clase, din a comitetelor de părinți pe școală și, într-adevăr, sunt de un real folos, având în vedere problemele cu care se confruntă cadrele didactice în a-și duce copiii la un concurs, a-și premia pe acei copii. Nu există fonduri de premiere pentru un copil. Sunt copii care termină cu 10 clasa, sunt copii care nu au o absență în tot anul școlar. Toți acești copii trebuie stimulați, trebuie premiați. Sunt copii care trebuie să meargă la fazele naționale sau la etapele județene. Că haideți ca să punem și să discutăm și problema aceasta. Cei din Târgu Jiu se întâlnesc cu copiii, duc la
școala respectivă împreună, pot să meargă și pe jos, chiar din CAME până în centru. Dar ce facem cu colegii care sunt la Dănciulești, care sunt la Crușeț sau în partea cealaltă Turceni și la extremele județului, care trebuie să vină? Deci evaluarea cadrelor didactice se face pe baza rezultatelor acestor copii. Ori dacă școala nu are bani, cum îl aduce pe acel copil? Îl urcă în mașina personală. Face și asta, dar riscul care este, e totul bine și frumos. Copilul pleacă cu profesorul la un concurs. Dar dacă se întâmplă un accident, ce a căutat profesorul să plece cu mașina lui? De-abia atunci începe profesorul pentru ce a plecat. Să scoată în evidență acel copil care își însușește programa, care este interesat pentru învățătură, vrea ca să participe la un concurs, să arate ceea ce a învățat. Ori dacă nu avem acești bani, de școala nu are acest fond al comitetului de părinți, nu va face. Există acea săptămână cu școala altfel. Sunt activități foarte multe în care îi impune cum să plec într-o excursie când avem copii în clase care trăiesc dimineața, mănâncă laptele și cornul ăla care îl primesc la școală, care nu au părinții un ban ca să le dea. Oricând pleacă clasa să viziteze un muzeu sau vin în excursie la Târgu Jiu să viziteze ansamblu Brâncuș și alte muzee, el ce face? Trebuie să-l las pe copilul ăla acasă? El n-are voie ca să meargă. Deci pentru toate aceste activități, normal, Ministerul Educației ar trebui să prevadă. Ei au prevăzut programe, dar sursa de finanțare nu au văzut-o. Sau n-au bani ca să plătească intrarea la muzee. Apropo de acest lucru, știți că peste 70 de școli din județul Gorj, bine, cam ciudat raportul inspectoratului, că vreo 80% din cele programate au primit până la urmă vizita Aracipului pe un proiect cu finanțare europeană. Dar altceva, cei de la Aracip spuneau la momentul ăla, și așa e în lege, că 25% din fondul, din cheltuielile materiale a unei școli, trebuie alocate procesul instructiv, educativ și celorlalte lucruri. De nu-i dai pe căldură, pe nu știu ce. Ori școlile noastre se confruntă cu, în foarte multe cazuri, cu o sărăcie luce, ca să nu mai zicem de altceva. Deci nu găsești bani pentru aceste lucruri. Și pe lângă toate acestea, ca să ajungi la parametri, pe o parte vin cei de la ISU și trebuie să îndeplinești condiții, care sunt alți bani, pe protecția muncii sunt alți bani, pe inspectoratul teritorial de muncă sunt alți bani și toate celelalte. Deci până la urmă bugetul școlilor cred că ar trebui să fie dublat ca să facă față tuturor acestor cerințe. Ori în Gorj, ca și în toată țara, efectivele de elevi se reduc, iar acel cost material, în general, vine tot din costul per elev, mai puțin din partea primăriilor, care ar trebui să suplinească aceste lipsuri. Noi am solicitat în permanență eliminarea acestui cost standard per elev. Acest, sau cel puțin, să fie sub orientativ. Nu vedeți dumneavoastră, în loc să plece de la ce este nevoie în școală pentru a-i asigura un proces didactic copiilor, se pleacă de la cât vor ei să dea învățământului. Acel cost standard nu reflectă realitatea și nevoile școlii, nevoia de care are acel copil, acea școală, să-i asigure educația. Toate de aici pornesc. Costul standard care noi am solicitat mereu să-l elimine sau să nu fie un factor de constrângere. Vorbeam de buget, că trebuie să prevadă. Da, trebuie să prevadă inclusiv bani pentru perfecționarea cadrelor didactice. Nu ca să-i plătească pe profesorii care vin în inspecție la profesorii școlii, ci pentru cadrele didactice care merg să-și perfecționeze pregătirea profesorilor
profesională, prin cursuri, prin Casa Corpului Didactic sau alte organisme. Nu au bani pentru navetă și în momentul în care se duc contabili și cu directorii școlilor, când merg la consiliile locale cu fila de buget, cu proiectul de buget pentru anul următor, nu, trebuie să te încadrezi în suma asta. Taie pe ăla, taie pe ăla, taie pe ăla, lasă că vedem. Și în buget rămâne un buget ciuntit și pe urmă vine ISU. Hai, nu avem stingătoare, vine nu mai știu ITM-ul, care ITM-ul, că nu avem fișe de protecție. Fișe de protecție, care iar la fel trebuie să bage profesorul un în buzunar, tot la fel prin lege, analizele acelea medicale. Acelea se suportă de către unitatea școlară. Da, de ce trebuie? De ce trebuie? Câte școli dau chestia asta în jur. Da, de ce? Ce un, de contare analizelor. Că sunt destul de puține. Sunt unități școlare sau consilii locale, deci care, de la consiliul, care decontează. Dar marea majoritate, profesorii bagă mâna în buzunar ca să plătească acele analize. Lucru care nu mi se pare firesc. De ce trebuie eu să plătesc? Nu e o sumă nu știu cât de mare, dar de ce? Eu am primit aia 20 de lei pentru munca care mi-am desfășurat-o. La fel, școala să plătească, dacă trebuie să plătească, deci legiuitorul a spus că se asigură de la consiliile locale plata pentru analize, atunci de ce trebuie să dea profesorul? Deci noi aici, cum să zic, trebuie schimbat odată această mentalitate că hai, lasă că nu au bani. Așa am zis întotdeauna. Și președintele și-a putut dubla salariul și și-a putut schimba mașinile de lux în care se plimbă, că Duster-ul nu mai este bun sau altă mașină românească. Da, aici e o problemă. Probabil nu era neapărat de calitatea mașinii, cât de faptul că era românească, dar asta era, ca, să zicem, o presupunere. Suntem în, cum spunea și cum, sunt probleme multe în școli, s-au rezolvat o parte în anul 2015, ce sperați pentru 2016 și aici mă refer și la un alt lucru. Dacă, de regulă, guvernele tehnocrate sunt cam insensibile la, chiar dacă, să zicem, actualul guvern tehnocrat a venit pe o presiune a străzii, sunt insensibile la cerințele străzii. Ce sperați dumneavoastră din acest punct de vedere? Adică, să spunem, e posibil ca în anul 2016 să vedem cadre didactice în stradă protestând dacă, să spunem, nu se vor împlini anumite lucruri? În primul rând, nu vom ieși în stradă de prima dată. Deci, este supărătoare dacă nu acea afirmație a doamnei ministru a finanțelor prin care a spus că nu pot să mărească salariul minim pe economie pentru că pleacă investitorii. De ce? N-au decât să plece atunci, pentru că ei subjugă acei oameni și ne țin în mizerie. De ce să trăiască? Ei de-aia vin la noi, pentru că mâna de muncă este ieftină. Și atunci lasă-i pe dobitoși ca să muncească, că n-au altă variantă să muncească și ăștia să-și ia banii și să plece. Hai să vedem unde se duc banii de la marile companii care dacă au vreți, plecat. Haideți să vedem de unde vin acești miniștri care au fost angajați pe niște funcții în general în Comisia Europeană, de regulă funcții inferioare, de regulă sau în mari companii internaționale care trebuie să sunt formați într-o anumită optică. Într-o anumită optică, nu în optica noastră și nu o să din permitem, nefericit. Deci cred că de data asta și colegii noștri, toate cadrele didactice trebuie să înțeleagă că nu mai suntem, să nu mai fim cei care trebuie să ne sacrificăm pentru această țară, pentru că am înghițit, am trecut, da, să nu uităm că atunci în 2010, în septembrie, octombrie, când am dus la școală, ne-a luat 25% din salarii, pentru că nu erau bani și țara trecea printr-o situație grea. N-a zis nimeni nimica. Asta este, n-or avea bani de salarii și ne-a luat. După aceea ne-a dat în noiembrie, decembrie și a venit mai 2011 și ne-a anunțat. Și toată lumea a zis, n-au.
N-au avut pentru noi. Nu, că vedem acum cum ies dosarele, unde s-au dus. De-aia nu erau bani. Da. Când WC-uri prin curtea școlilor au costat cât o vilă de lux. 15-17 miliarde. Un 4 cabine de WC-uri atașate la școli. Da. Ca să nu mai vorbim de celebrele terenuri de sportive în pantă și nu bazine de not în anumite zone care n-au nicio legătură și altele. Apropo de investiția iurea sau acele despăgubiri a NRP de unde s-au dus marile, s-au dus banii care s-au făcut economie pe salariile cadrelor didactice și nu numai a cadrelor didactice. Bun. Deci care ar fi prioritățile lui 2016? Prioritățile, deci, în primul rând, dacă ce aveam prins în acel acord cu fostul guvern, sperăm să creșterile salariale prevăzute cu 5% și în martie, în octombrie, iar la fel la anul, să încercăm să le menținem, să, în funcție de situația. La acest moment, după cum au spus guvernanții, nu se poate, da? Ei au spus că nu sunt, dar niciodată n-au fost. Deci ăsta este, cu acest lucru pornim la atac în 2016. Întotdeauna ni s-a spus că nu sunt bani. Până la urmă nu au fost pentru noi, s-au găsit pentru alții. Cred că sindicatele din învățământ au învățat din acel duș rece care l-au primit cu tăierea salariilor și colegii noștri. Asta este un aspect. Avem nerezolvată acea pensionare anticipată și ceea ce toți care sunt aleși acum în acel parlament, deci ca să nu vorbim numai de cei care au fost în guvern, toți, peste tot, modificarea legii educației, modificarea programelor. Avem copii care stau 6 ore la școală și mai stau 6 ore acasă ca să-și pregătească lecțiile. Când dau și ei o viață? La 19-20 de ani? Deci e imperios modificarea programelor școlare și a conținuturilor învățării. Și cu siguranță nu cred că nu vom renunța la acea lege a salarizării și vom face demersurile în continuare, vom încerca chiar eventual până dacă va fi vorba de un an de zile, măcar să reușim să ne plasăm acolo unde ne este locul, adică prioritate națională. Suntem în ultimile 3 minute ale emisiunii și vă mai pun câteva întrebări pe care le-au trimis telespectatorii. Vă întreabă cineva ce facem cu hotărârile judecătorești. Anul viitor ar fi trebuit să luăm ultimii bani din cea a doua hotărâre. Ce știți de acest lucru? Da, cred că tranșa, la marea majoritate, cei care au demarat procesele la timp, deci atunci când a început toată lumea, ultima tranșă pentru neaplicarea legii 221 s-a terminat acum, iar a mai rămas 330, sentințele pe 330 care urmează să le primim din bugetul, deci în bugetul sau schița de buget care era făcută de guvernul anterior, aceste sume se regăseau în acea schiță de buget. Ce se va întâmpla, nu pot ca să spun. Noi săptămâna viitoare vom avea o întâlnire la federație, toți liderii de sindicat, probabil liderul nostru, domnul Hăncescu, între timp a luat pulsul, s-a întâlnit cu ministrul educației, poate chiar o să ne-l aducă pe ministrul educației la întâlnirea aceasta. Are curaj, domnul, apropo de o altă întrebare. Sper să fie, să fie un curajos în a demara adevărata reformă în învățământ, să demareze concursul pentru directori, să discute problema
planurilor de învățământ, a programelor școlare și reluarea investițiilor în învățământ. Vă mai întreabă cineva ce se aude cu alte drepturi ale și pentru bugetar și pentru cadre didactice, gen tichete de vacanță, tichete de masă, tichete cadou, etc., etc., etc. Din păcate, suntem prinși în acea lege, așa cum a fost dată, noi să o primim din fondurile, din fonduri proprii, lucru care în învățământ nu o să din se poate aplica. Să se poată aplica și la o școală, la un liceu tehnologic care au ateliere, școală, care poate realizează niște venituri cu elevii acolo, n-ar asigura, ca să n-ar avea puterea să asigure. Oricum, astăzi s-a adoptat o ordonanță care interzice, suspendă aceste etichete pentru un an de zile. Pentru un an de zile. Noi mai avem sentințele pe dobândă pe care încă nu se știe cine le va da. Ministerul Finanțelor ne spunea că aceste dobânzi consiliile locale trebuie să le plătească, dar instanțele de judecată au scos din proces din cauză consiliile locale și au lăsat decât școala. Ori școala nu are de unde ca să le plătească. Va trebui găsită o soluție și pentru achitarea acestor sentințe. Deci aveți destul de multe pe agenda și pentru anul viitor, cu siguranță. Avem și vor mai veni și altele pe parcurs. La ora actuală nu, deci avem pe agenda de lucru și vor mai veni multe, nu știm prea multe cu ce vine nou guvern, cu ce vine nou ministru, care este optica dumnealui. Domnul ministru a lucrat în minister, nu poate să spună că, sau noi să spunem că nu cunoaște sistemul, să sperăm că se va aplica asupra învățământului preuniversitar, așa cum așteaptă toată lumea. Noi sperăm că am răspuns solicitărilor telespectatorilor în măsura în care s-au putut da aceste informații la acest sau le aveți la acest moment. Cu siguranță vom reveni și în 2016, măcar în aceeași formulă, ca să discutăm problemele învățământului. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vreau să transmit cadrelor didactice la toți lucrătorii din învățământ, din învățământul Gorjan, un călduros, sărbători fericite și un an nou cu bucurii, sănătate și să avem și rezultate și fără evenimente în școală, că suntem mereu bombardați și arătați cu degetul. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune, vă mulțumim pentru urări. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană, ne întâlnim și săptămâna viitoare la aceeași oră. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!